Bravo, dragă, mamă, bravo, super, bravo. Mamă, Teo, super. Ce dans, da, ce sincron, da, câtă repetiție, da, câtă pregătire. Bună seara, Teo Rose. Bună seara. Bună seara, fetelor. Mulțumesc mult, fetelor. Felicitări, fetelor. Au tras de mine, bravo. Nu vreți să știți, săptămâna asta m-au ținut fetele în focuri. Doar să pun mâna să dansez, da. V-a ieșit perfect, v-a ieșit superb, sunteți minunate, vă mulțumesc tare mult, mulțumesc porțile se deschid pentru voi. Dede și Andreea, mulțumesc mult. Lăsați-mi o pe Teo și ce să vezi, ce înseamnă tinerețea și efervescența. Teo respiră și poate să vorbească după un asemenea dans. Exact. Adică eu cred că aș fi avut nevoie de vreo 10 minute în care să... Te respeți. Da. Tu nu te respeți, dar pe mine mă lua cu smurdul. Bine, clar. Atunci, nu eu, Raluca. Hai. Mă lua direct cu smurdul de aici. Foarte frumos, Teo, momentul bravo ție. Era cazul, nu de alta, dar ești talentată. De ce să nu vă lăsați fetelor talentul să iasă în evidență? Dacă îmi las talentul la dans să iasă, crede-mă că nu e bine. Nu e bine? Păi găsiți fiecare la ce e pricepută. Da, uite, Cristina Șișcanu a zis că ea vrea să recite, că la asta se pricepe. Te așteptăm, Cristina. Până atunci, hai să vedem cum arată ținuta. Calina. Bună seara. Bună seara, ia că viu cu sărimara. Pasta mică, rea. Ai văzut? Bună, Teo. Mi-a plăcut foarte mult momentul tău. Ai dansat superb. Te pricep foarte tare, ești foarte talentată. În schimb, ținuta ta din această seară nu mă duce foarte tare cu gândul la glitter glam. Cred că mi-ar fi plăcut or să, nu știu, să fie altfel. Am mers mai mult pe zona de make-up, mi-am trântit niște... Da, nu, am presărat pe mine știu, așa pe aici, pe picioare. Știu, este superb, este foarte fain costumul. Mulțumesc. Dar ți-am zis, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai... Înțeleg ce spui, mă așteptam cumva la... Și make-up-ul este super, ți-am zis și în spate că îmi place foarte mult. E cineva care se pricepe, mi-a făcut, mi-a pus petre. E cineva foarte, foarte talentat acolo. Ok, mulțumesc, Alina. Mai dă-ți drumul la gurița aia, că stai și când comentezi. Deci Teo Rose, așa face ea la, când e în platou și o pune odată la un an să comenteze și ea o ținută. Ce să zic de tine, îmi place de tine... Mă, nu știu dacă ai combinat tu bine pantofii cu aia, dar mie îmi place de tine. E, să vedem dacă și jurații sunt atât de încântați, extaziați de momentul și ținuta lui Teo Rose. Am o mică emoție, trebuie să recunosc. Nu mică. Asta e. Rău. Asta e. Nu leșina până acolo, du-te în fața lor. Teo, dragă, fii atentă. Situația e pe următor. Este adevărat că s-a discutat faptul că momentele sunt opționale. Bă, băiatule, dar ce ai făcut tu, deci de mult în această competiție, mai ales în serile de sâmbătă, n-am mai văzut un moment care să mă captiveze. Bă, deci m-am uitat la tine. Uite așa, respirația tăiată. Te vrea noră. E aproximativ măritată, dar eu aș vrea-o dacă ar vrea ea. Ținuta este bună, actuală, îmi place, make-up-ul splendid, cercei îmi plac, dar și la tine, Calina, să știi că make-up-ul splendid, apropo. Iar energia, băiatule, glitter and glam, nu știu cât de mult are legătură cu ceea ce ai făcut tu. Dar din punctul meu de vedere a fost o explozie, de unde rezultă că ești un confeti, te plac, te vreau, bravo. Momentul a fost foarte frumos, foarte dinamic, asta... S-a văzut cu ochiul liber, dansatoarele la fel aveau acele bustiere din glitter, dar la tine, acum nu că vreau să te văd ca eu, Oana, dar există doar niște accente mici. E bine, e suficient, dar nu prea ești pe temă, ca să zic așa. Acum, astăzi când am văzut pe fete cât de glitteroase au fost, am zis, poate păi, că da, ai văzut era bine să fost până acum. Aha, e situația costumului meu. Ca să înțelegeți, să nu mai avem discuții. Știți costumul pe care l-a purtat mama mare a lui Dea gala trecută? Am fost geloasă și astăzi mi l-am luat eu cu mici modificări. I-am tăiat spatele la pantalon, i-am pus o fundă și aia. Uite, acum vorbesc doar pentru mine, dacă vrei, și e normal să facem asta toți pe rând. Niciodată n-am asociat ideea de glitter glam cu o rochie din paiete exclusiv. Sigur că poate fi și asta,
dar în același timp putem duce ideea de glitter glam și în alte zone, cum ai făcut-o tu. Te-ai legat de accesorizare, de machiaj, atât machiajul feței cât și cel corporal. Îmi place costumul, îmi place culoarea lui, n-aș fi pus penele acelea la nasturi. Lăsam pur și simplu nasturii fără pene. Momentul a fost foarte mișto, ți se potrivește, ai dansat superb și îmi place o chestie la tine, te simt foarte transparentă, mi se pare că ești un om foarte natural, nu simt deloc băgăuri și ascunzișuri. Când mă uit la tine, pur și simplu parcă mă uit la, nu știu, la un lac, știi? La o chestie foarte serenă, foarte calmă, foarte caldă, foarte naturală, foarte firească și nu pot să spun decât felicitări, dragă. Mulțumesc mult! Plângi? Mulțumesc. Dar nu trebuie să-și ceri scuze. Hai mai, Teo! Vorbele lui Moris te-au emoționat? Teo, de ce? Tu te vezi așa? Vreau să vorbesc când bocezi, v-am spus că și atunci când trebuie să cânt, dacă mă apucă bocitul, sunt varză. Așa că vă mulțumesc mult! Teo, crede-ne sincer, nu știu cât de mult a descoperit publicul înainte de această emisiune, dar cu siguranță această emisiune te va lansa absolutissim. Ești splendidă, dragă. Absolutissimă. Bravo. Ținuta suferă mici modificări, de aceea ți-am dat 4, dar altfel... Mulțumesc mult! Mamă, Teo, 4 pe linie! Felicitări! Băi, Teo Rose m-a emoționat și pe mine foarte tare. Mi se pare un copil fantastic. Mi se pare o fată care a primit o educație foarte bună. Felicitări părinților. E un om care, nu știu, asta îi spuneam și în emisiune, are o transparență. La Teo Rose nu simt nicio doză, nu simt ascunzișuri din astea perverse, penibile. Nu simt strategii, nu simt... Păi nu știu, e un copil care a intrat în competiția asta cu fruntea sus, cu un gen de umor foarte ok, e o fată cu foarte mult bun simț și vrei să spun ceva? A avut un moment superb. Bravo, Teo Rose! Cele mai mari note până acum. Eu deci, vreau să vă spun respira, că... stai, nu te grăbi, respira. E extraordinar, e foarte bine pentru mine și chiar se întâmplă pentru mine lucruri extraordinare de când sunt aici. Și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Mulțumesc, 6 la 1206. Mă faci să plâng, mă enervezi. Ce să fac, nu pot, aș vrea să mă țin, dar nu pot.